Bună ziua, numele meu este Alice Panaru și doresc să vă spun că aveți un nou motiv să vizitați Muzeul de Artă Tulcea. Eu și colegii mei suntem bucuroși să anunțăm deschiderea primei expoziții temporare din acest sezon expozițional, expoziția intitulată Infernul lui Dante, ilustrat de Marcel Chirnoagă. Cunoscutul și foarte apreciatul grafician român Marcel Chirnoagă a ilustrat cele mai importante aspecte ale Infernului lui Dante Alighieri. Infernul este prima parte a Divinei Comedii, alegorie în versuri, redactată începând cu anul 1306. Cele 21 de ilustrații pe care le veți vedea au fost realizate în tehnici specifice gravurii, respectiv acvaforte și acvatintă. Artistul ne ajută, prin gravurile sale, să întreprindem, asemenea lui Dante, o călătorie imaginară spre centrul Pământului, trecând prin aproape toate cercurile Infernului. Devenim astfel părtași ai drumului închipuit prin lumea celor damnați și suntem invitați să reflectăm la propria existență și locul pe care fiecare privitor și-l ar revendica sau asuma. Cele 21 de ilustrații sunt completate de 4 panouri explicative care le plasează într-un context mai amplu al gândirii și mentalității medievale reflectate de capodopera lui Dante Alighieri. Vizitatorii noștri vor afla detalii despre Dante Alighieri, momentele cele mai importante ale existenței lui și, mai ales, despre Divina Comedie și ce cuprinde ea. Dincolo de sensurile profunde exprimate în versurile alegoriei, Divina Comedie evidențiază dramatizarea teologiei creștine medievale, lucru ce va fi ușor de observat în gravurile realizate de Marcel Chirnoagă. Tematica expoziției, respectiv Infernul, așa cum reiese el din paginile Divinei Comedii și transpus prin desenele gravorului român, este redată cu ajutorul acestui panou. Cele 9 cercuri ale Infernului reflectă o frântură de gândire medievală, conform căreia păcatul făcut involuntar este mai mic decât cel făcut cu premeditare. Tot ceea ce facem greșit va fi pedepsit în Infern, nu la întâmplare, ci urmând o scară de valori bine definite. Mulți artiști au încercat să transpună în operele lor dramatizarea literară a lumii de dincolo pe care a realizat-o Dante. Viața lui Marcel Chirnoagă a fost una zbuciumată, dar marcată de un crez artistic și moral de nezdruncinat. După propria apreciere, Marcel Chirnoagă și-a desenat propria concepție despre bine și rău. Bine și rău care rămân la nivel abstract dacă nu le dăm formă, chip. Religie este de la relegare, relegătura cu Dumnezeu. Este legătura pe care am căutat-o și am căutat să vă arăt în desenele mele, prezentând răul de preferință, pentru că răul este mai spectaculos decât binele, spunea Marcel Chirnoagă. Cele 21 de ilustrații ale Infernului lui Dante realizate de către Marcel Chirnoagă fac parte din patrimoniul Muzeului de Artă Tulcea. Ele au fost realizate de către artist în anul 1988 și fac parte din tirajul numărul 9 din 25. În expoziție, ilustrațiile sunt însoțite atât de tradiționalele etichete, cât și de mici panouri extrase din cânturile Infernului, alături de explicații. Expoziția poate fi vizitată de astăzi, 18 martie, până marți, 31 mai, la Muzeul de Artă Tulcea, din strada Gregoria Tipa, numărul 2. Vă așteptăm!